Stați că se ia Șerban Nicolae de noi, că-l facem șoferul lui Voicu. Da, mă, tot la noi e problema că-l plimbai tu pe ăla cu mașina. Deci tu te răstești la noi legat de asta, foarte tare. Mai rămâne să ne dea și Băsec o sticlă în cap și aia e. Că exista o logică pe care am gândit-o strict juridic, pur profesional. N-am auzit un argument profesional, de drept, nu știu, din mediul de specialitate care să combată propunerea mea. Am auzit că am fost șoferul lui Voicu, cu veșnica poveste, durerea unora săraci. Ce să le explic? Că mi-am luat, că există și permis de conducere mi-am luat după ce eram deja avocat definitiv, aveam propriul cabinet de avocatură, deci nu era vreo mare problemă. Bun, dacă aș fi fost, că sunt gras, burtos, țigan, evreu. Vai de mine, mor pe asta cu legea grațierii corupților, că aici e problema pe care ei nu o înțeleg. Ei vor să grațieze corupți, doar asta-i mână în luptă. Altfel nimeni n-ar avea nimic împotriva grațierii. Deci mor pe ăștia care vor să scape corupții și care, vezi, Doamne, sunt niște somități cosmice ale dreptului. Iar oamenii care protestează, care nu vor grațierea corupților, sunt niște unii, mă, vai de mama lor, niște bătuți în cap care nu pot să lege trei cuvinte. Ah, cine era, mă, ăla de la PSD care zicea cu somitățile? Uitați-vă la noi și le spun brașovenilor să se uite, domnule, cine suntem noi, domnule? Uitați-vă la masa asta ce somități sunt în profesia lor, domnule. Așa, mă, Ioan Adam, somitate, somitate, iar după aia l-au pus sub acuzare. Deci, nene Șerbane, fii atent aici, ca să nu mai frecăm pasta cu grațierea pentru fapte de corupție, abuz în serviciu, infracțiuni care țin de gestionarea banului public. Nu vor! Oamenii nu vor. Ce parte din oamenii nu vor, nu înțelegi? Și fără prosteală de asta, of, ați zis de mine că sunt evreu, țigan, burtos, nu ți-a făcut, bre, nimeni nimic. Ce, tu te crezi o victimă, nu? Tu vezi cam așa lucrurile. Eu nu cred că cei care sunt corupți trebuie să stea trei într-un pat, în condiții de igrasie, de igienă precară. Ai, frate, terminăm cu victimizarea asta. Nu te-a făcut nimeni evreu sau țigan la TV. Pe de altă parte, nu cred că susții că ai fi vreun subțirelă, că nu ți-ar atârna 5 kg de gușă. Și apoi oamenii se mai supără, mai spun chestii la nervi. Nu e frumos să te iei de cum arată lumea, da. Însă nici nu-i frumos să bagi amendamente cu grațierea ciorditorilor din banul public. Crezi că zicea cineva ceva de matale dacă îți vedeai de treabă? Pot să fiu și eu, iertați-mi termenul, ușor pervers și să încerc să mă pliez, să văd clar ce e la modă, ce dă bine, ce... Nu, dar n-am gândit în termenul ăsta. Nu, dar dacă erau atât de bune... De-aia mi-am și asumat. Trăim într-o lume în care nu mai avem subiecte tabu, că nu mai avem teme de care să nu cumva să ne atingem, pentru că se creează nu știu ce emoție. Nene, nu este o temă tabu asta cu eliberarea corupților. Dimpotrivă, e una cât se poate de discutată. Nu-i vreme, liberați pe ăștia, lăsați-i acolo unde sunt. Dacă aveam 700 de ani de democrație, da, tată, puteam să luăm în calcul chestia asta. Dar la noi, unde abia s-a început cu pedepsirea corupților, voi vreți deja să-i scoateți din închisori? Nu știați cum să omorâți democrația, nu? De ce dai în democrație, Șerbane? De ce? Dă-l drecu și dă ambițios, mai zicem. Da, sunt de acord, în pușcărie e o mare problemă. Da, ne trebuie o lege a grațierii. Da, 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 însă nu pentru corupți. Îi scoatem pe alții, iar ei, corupții, vor avea spațiu mai mult, vor sta mai bine. Incredibil, mă, acum a ajuns Șerban Nicolae și marele luptător împotriva temelor tabu. Mai spar, mă, frate, mă. Și stați, că a venit Tudorel, da, a fost prins ieri dimineață cu CSM-ul, cu declarații despre evaluarea procurorului general și a lui Chioveși, dar după amiază și-a făcut timp și pentru grațiere. Fiți atenți ce a zis omul. Grațierea, în limitele în care legiuitorul le va stabili, este de natură să rezolve parțial această problemă. Noi pregătim în momentul acesta alte măsuri complementare celei de grațiere a pedepselor. Eu consider că s-ar fi utilă și necesară o amânare a dezbaterii. Bă, Șerbane, până să te stropșești la noi, ai grijă cu nea Tudorel că vrea o amânare a dezbaterii. Ce, îl faci în cult juridic și pe el? Vezi că-i decan, ăsta îți dă cu o bibliotecă în cap de nu te vezi, treaba ta?